Sunt Isabela Weibel, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Vă reamintim că ne puteți vedea și pe portalul video al televiziunii române tvrplus.ro, iar pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii puteți găsi alte materiale și informații actuale. Centrul Cultural German a organizat un eveniment de comemorare dedicat căderii zidului Berlinului, ce a avut loc în data de 9 noiembrie 1989, un eveniment esențial în istoria lumii care a marcat căderea cortinei de fier și începutul căderii comunismului în Europa de Est și Europa Centrală. Supunem atenției dumneavoastră un material realizat în acest sens de către echipa Transilvania Policromă. Mehr als 28 Jahre lang bestand die Berliner Mauer und teilte somit die BRD und DDR. Die Berliner Mauer trennte nicht nur die Verbindung zwischen Ost- und West-Berlin, sondern umschloss völlig alle drei Sektoren des Westteils. Die Mauer war 1378 Kilometer lang und wurde als innerdeutsche Grenze erbaut, zu Beginn, um den Flüchtlingsstrom zu stoppen. Lichtgrenze ist das Wort des Jahres 2014. Dies wurde von der Gesellschaft für deutsche Sprache bekannt gegeben. Zum Mauerfalljubiläum in Berlin wurde im November 2014 eine Lichtinstallation entworfen, wobei mehr als 8000 leuchtende weiße Ballons an die frühere Teilung der Stadt erinnerten. Zu der Veranstaltungsreihe in Berlin gehörten auch zahlreiche Konzerte, die bei dem Brandenburger Tor das 25-jährige Jubiläum des Berliner Mauerfalls feierten und als Höhepunkt der Feierlichkeiten aufgestiegen sind, um die Auflösung der Diktatur zu symbolisieren. Auch in Klausenburg gab es anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Mauerfalls eine Veranstaltungsreihe namens Berlin ist in Cluj. Dabei wurden Filme gezeigt, die die DDR-Geschichte auf die Leinwände der Stadt Klausenburg brachten. In the context of a dramatic socio-economic restructuring process, changes to the urban governance and the physical transformation of the city following the fall of the wall, the new Berlin has not only been physically rebuilt, but also staged for visitors and Berliners and marketed to the world through events and image campaigns featuring the iconic architecture of large-scale urban redevelopment sites. Exakt vor 25 Jahren schaute die ganze Welt auf eine Stadt. Berlin steht als Symbol für die historischen Veränderungen der Welt. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Tanzende Menschen auf der Mauer, jubelnde Jugendliche, die alle gemeinsam den Fall der Berliner Mauer feierten. Berlin kam durch die Filmreihe eine Woche lang nach Klausenburg. Alle Filme hatten englische oder rumänische Untertitel und erfreuten sich einem breiten Publikum. Der Leiter des Deutschen Kulturzentrums Klausenburg berichtet über die Veranstaltungsreihe. Wir feiern mit dem Ereignis Berlin in Cluj ja den 25. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer. Ein Ereignis, das für Rumänen und Deutsche gleichermaßen bedeutend ist. Wir wollen mit dem Event Berlin nach Cluj bringen, als Hauptstadt des Wandels und so auf dieses Ereignis hinweisen noch einmal. Wir haben den Eindruck, dass das Klausenburger Publikum die Idee versteht, die Idee gut findet. Die Kinos sind vor allem um 19 Uhr voll. Die Filme sind, glaube ich, ganz gut ausgewählt. Und insofern haben wir bis jetzt nur positives Feedback bekommen, besonders auch, was uns überrascht hat, bezüglich der Projektion in der Straßenbahn. Wie war die Zusammenarbeit mit den Behörden, mit den lokalen Behörden bezüglich der Projektion in der Straßenbahn unter anderem?
so wie wir es gewohnt sind, völlig problemlos. Wir haben sehr gute Beziehungen zur Stadtverwaltung. Sie freuen sich über solche Projekte, die etwas Besonderes sind. Und natürlich ist diese Verbindung mit der Straßenbahn zwischen Berlin und Cluj eben auch eine besonders schöne. Und insofern gab es da überhaupt keine Probleme. Und wir bedanken uns ja ganz herzlich für die Unterstützung. Heute geht es um drei Transformationen der drei Hauptstädte Berlin, Bukarest und Chișinău. Was empfinden Sie vielleicht? Welche Veränderungen sehen Sie in Klausenburg oder vielleicht generell in Rumänien seit den letzten Jahren, in denen Sie hier leben und vor Ort arbeiten? Naja, also 25 Jahre ist eine andere Zeitspanne als 4 Jahre, die ich jetzt in der Stadt bin. Aber selbst in diesen 4 Jahren habe ich das Gefühl, dass sich Klausenburg sehr verändert hat. Die Zivilgesellschaft wird stärker. Es gibt neue Initiativen, die Leute erobern sich quasi ihren öffentlichen Platz zurück. Reclaiming the City ist ja auch der Titel dieses Films. Und es ist ein Prozess, der, glaube ich, Klausenburg und Rumänien gut tut. Und wir tun alles, um diesen weiterhin zu unterstützen. Sie machen viele Filmreihen, Sie organisieren auch viele Filmreihen, das Deutsche Kulturzentrum. Gibt es zukünftig auch Filme, deutsche Filme, die noch gezeigt werden können? Und wann? Ja, selbstverständlich. Die deutsche Filmproduktion boomt. Es gibt ganz interessante neue Produktionen. Die Berlinale ist eines der größten Filmfestivals der Welt mit sehr vielen deutschen Produktionen. Und wir, unsere Aufgabe ist es, die besten Produktionen im Kontext, sodass sie auch verständlich sind für das hiesige Publikum, nach Klausenburg zu bringen. Und das werden wir selbstverständlich auch in Zukunft tun. Ați urmărit un material realizat încă în anul 2014. Continuăm însă cu un alt eveniment important. Think Global Build Social analizează tema responsabilității sociale în arhitectura contemporană. Expoziția prezintă exemple actuale care, prin forme de construcție alternative și angajament social, încearcă să îmbunătățească condițiile de viață ale oamenilor din zone mai puțin privilegiate ale lumii, cu cheltuieli financiare minime, optând în schimb pentru inițiativă și creativitate. Conceptele arhitecturale selectate de curatorul Andres Lepic, inclusiv școli, spații publice și clădiri rezidențiale, subliniază cât de esențială este colaborarea cu viitorii utilizatori, precum și încorporarea tradițiilor locale de construcție. Arhitecții prezentați își pun cunoștințele în slujba societății și pledează pentru o arhitectură socială, ecologică și durabilă. O expoziție realizată de Muzeul German de Arhitectură și Centrul de Arhitectură Viena, în cooperare cu Goethe-Institut e.V., prezentată la Cluj-Napoca de Centrul Cultural German și Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Alături de noi se află în legătură directă Alexandra Rusu și Ingo Deche. Bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumim frumos că ați acceptat această invitație și sunteți astăzi alături, aici de noi, în cadrul emisiunii Transilvania Policromă. Ca și o primă întrebare legată de această expoziție, Think Global Build Social Bauen für eine bessere Welt în limba germană, de ce ați adus expoziția la Cluj-Napoca? De ce este sau a fost importantă invitația sau aducerea acestei expoziții în orașul Cluj-Napoca? Da, Think Global, Build Social, Bauen für eine bessere Welt. Este o expoziție cu tema arhitectura angajată și durabilă, din punct de vedere social. Și multe dintre proiecte în expoziția sunt sau au fost construit în țările lumii a treia, dar cred că multe ideile de expoziție sunt foarte, foarte relevant și pentru noi aici în Europa. De exemplu, proiecte din expoziția au idee creative și practicabile despre niște probleme actuale, de exemplu lipsa de locuințe sau lipsa resurselor. Și multe dintre probleme aceasta și sunt probleme aici în Europa. Probleme de lipsa de locuințe este o mare provocare pentru, cred că, toate centri urbane și în Europa. Și
expositia, oferă perspective, o perspectivă nouă și ideile practicabile și pentru aici. Și Alexandra, aș dori să te întreb, cine a fost? Îmi permis să ne tutuim, Alexandra, deoarece ne cunoaștem de mai mult timp. Cine a fost prezent la această expoziție până acum, deoarece expoziția încă poate fi vizitată la Cluj-Napoca și respectiv, care a fost feedback-ul primit până acum din partea publicului? Salut, Iza! Expoziția este deschisă deja de din 20 martie. Am avut un vernisaj online, deoarece nu s-a putut cu prezență fizică. Am avut inclusiv un tur cu presa, unde am încercat să aducem puțin mai aproape jurnaliștilor informațiile despre expoziție, să le arătăm despre ce e vorba și astfel să ajungă informațiile la un public cât mai larg. Deocamdată am mai aflat de la unii alții care au fost să viziteze deja expoziția că le-a plăcut foarte tare, că e un motiv bun pentru ei să iasă din casă ca să se mai alimenteze cu puțină cultură și noi sperăm ca până în 25 aprilie să vină cât mai mulți oameni și să vadă despre ce e vorba. În plus, noi pregătim și un program conex expoziției. Miercuri vom avea online o discuție cu curatorul expoziției, Andres Lepic, și cu Șerban Țigănaș. Și planificăm inclusiv un workshop în viitorul apropiat. Sperăm, dacă condițiile ne permit, să fie chiar cu prezență fizică. Cine sunt organizatorii, respectiv co-organizatorii acestei expoziții? Expoziție a fost inițiat de Goethe-Institut. Goethe-Institut este cel mai mare agenție culturală din Germania și a fost dezvoltat de Muzeul German de Arhitectură din Frankfurt și Centrul de Arhitectură din Viena. Două organizații foarte recunoscute și importante în lumea de arhitectură în germană sau cu limba germană. Înainte de a afla încă o dată, deoarece vreau să subliniem încă o dată când poate fi vizitată expoziția și unde, aș dori să ne spuneți, să ne dați mai multe informații despre Centrul Cultural German. De când există Centrul Cultural German în Cluj-Napoca, respectiv care sunt departamentele Centrului Cultural German? Da, centrul nostru a fost fondat în 1994. La inițiativă membrilor de la Universitatea Babeș-Bolyai și alte organizațiile și susținătorii de cultură germană. Și misiunea noastră este de a promova dialogul cultural dintre Cluj-Napoca și Germania. Avem trei departamente pentru acest lucru. Un eveniment pentru limba germană și cursuri și examene. Un departament pentru evenimente culturale și biblioteca modernă. Eu sunt acum în biblioteca. Evenimente culturale varietate mare de la filme și concerte și festivaluri de arte electronice și multe alte evenimente, dar în general toate evenimente noastre au un focus pe cultura germană modernă și urbană. Și cum se desfășoară aceste evenimente, mai ales acum, în timpul pandemiei? Alexandra, poate? Momentan am trecut în online
în mare parte, cu excepția Cluj-Otronic, care anul trecut, la sfârșit de septembrie, a avut loc fizic sub forma unor expoziții la Muzeul de Artă și pe tronsonul dintre Muzeul de Artă și Bulevardul Eroilor. În rest, începând de anul trecut, de pe vremea asta, am cam trecut în online, atât în ceea ce privește cursurile de limba germană, cât și evenimentele. Ne-am axat destul de mult pe partea de transfer de cunoștințe, workshop-uri, conferințe mai mici, serii de discuții. Am avut inclusiv un eveniment muzical unde artiști români au reinterpretat piese cunoscute despre Berlin sau dedicate Berlinului și am făcut un fel de mini-concert de acasă. Fiecare artist a interpretat piesele de la el de acasă. Așa că da, am încercat să ne adaptăm cât s-a putut. Sperăm totuși ca în perioada următoare să putem să ieșim din online și să revenim la evenimentele din viața reală. Am început deja cu expoziția asta și care poate fi vizitată la Muzeul Etnografic de miercuri până duminică, în intervalul 10-18 până pe 25 aprilie. În ce măsură și cum a schimbat pandemia munca voastră sau cum arată munca voastră în pandemie, respectiv cum a arătat munca voastră în lockdown? Pandemia a afectat, cred că, toate aspectele muncii noastre. Acum toate cursurile noastre de limba germană sunt online. Biblioteca nu este deschis pentru publicul. Avem un sistem fără contact pentru serviciile de biblioteca și cu evenimente culturale. Mulți au fost schimbat sau anulat sau organizat online. Dar cred că nu toate au fost rău. Am fost la Centrul Cultural German am adaptat rapid la situație nouă și am avut niște evenimente noue, cu formate noue. Că Alexandra a zis, de exemplu, Berlin Mixtape sau workshop-uri și discuții online. Și, de fapt, am avut un publicul foarte larg, foarte mare în anul trecut. Și cred că și anul ăsta va fi ok cu evenimente culturale. Dar sper foarte mult că în al doilea jumate anului va fi un pic mai liber și evenimente fizicale va fi posibil în acest timp. Care sunt proiectele de viitor al Centrului Cultural German? Planificăm încă o expoziție tot la Muzeul Etnografic împreună cu la fel niște parteneri din Germania, care va începe cu puțin noroc tot din mai. Mai avem în plan câteva concerte în perioada următoare din vară și înspre toamnă. La fel mai avem în plan un proiect mai amplu cu artă stradală, care sperăm să ne permită la fel prezența fizică a publicului și, desigur, Cluj-Otronic, care va avea loc în primul weekend din luna octombrie, împreună cu partenerii noștri de la Institutul Francez. Anul ăsta aniversăm cea de-a 10-a ediție, deci este un jubileu destul de important pentru noi, așa că investim destul de mult timp și energie în treaba asta. Și da, ne adaptăm din mers, pentru că în tot rău este și un bine și ceea ce am învățat în ultimul an a fost în orice caz că trebuie să fim maleabili și să reușim să găsim mereu soluții. Așa că chiar dacă trebuie să trecem în online, am învățat că există și noi formate și dacă ne folosim puțin
resursele, reușim să găsim și metode mai inovatoare de a transmite cultura. Și unde putem intra în contact cu Centrul Cultural German? Cum putem fi prezenți la evenimentele culturale organizate în această perioadă, respectiv în perioada următoare? Ne găsiți pe contul de Facebook, unde suntem foarte activi, Centrul Cultural German Cluj-Napoca. Ne găsiți la fel și pe Instagram și pe site-ul nostru www.culturcentru-clausenburg.ro. Acolo sunt toate informațiile, atât despre evenimentele culturale următoare, despre cursuri și examene și despre condițiile în care se pot împrumuta cărțile de la bibliotecă și celelalte materiale multimedia în perioada următoare. Putem aminti încă o dată unde, când, până când poate fi vizitată această expoziție inedită în orașul nostru, în Cluj-Napoca? Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Etnografic, de pe strada Memorandumului, de miercuri până duminică, în intervalul 10-18, până pe data de 25 aprilie inclusiv. Și informații mai multe, inclusiv despre programul pe care îl planificăm în cadrul expoziției, se găsesc pe pagina de Facebook Centrul Cultural German Cluj-Napoca. Au fost alături de noi referentul cultural al Centrului Cultural German Cluj-Napoca, Alexandra Rusu, și directorul Centrului Cultural German Cluj-Napoca, Ingo Teghe. Felicitări, domnul Teghe, pentru al treilea interviu în cadrul emisiunii Transilvania Policromă în limba română. Felicitări pentru că ați învățat atât de bine limba română. Mulțumim frumos! Yes. Mulțumim din noi! Anul universitar 2020-2021 reprezintă anul jubiliar al liniei germane la Universitatea Babeș-Bolyai, linie care sărbătorește 25 de ani de la înființare. În atenția dumneavoastră supunem două materiale realizate împreună cu linia germană în care Universității Babeș-Bolyai, iar pe această cale le dorim mult succes în continuare. Revenim cu a doua invitată, Beatrice Benedek. In der Prüfungszeit des Studienjahres 2012-2013 gab Dr. Christina Bojan der deutschsprachigen Sendung ein Interview über die deutschsprachigen Studiengänge der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg. Christina Bojan unterrichtet an der Fakultät für Europastudien der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg und ist Departementleiterin des deutschsprachigen Departements für Europastudien. Sie unterrichtet Fächer im Bereich der internationalen Beziehungen und Kulturwissenschaft. Wir haben auch noch einen Bachelorstudiengang und einen Masterstudiengang. Der Bachelorstudiengang orientiert sich nach Europastudien und internationale Beziehungen. Der Master, es hat schon dann politische, also vergleichende politische Studien Deutschland-Osteuropa, so heißt es. Und da im Fokus steht schon Deutschland-Osteuropa, wissenschaftliche Methoden für Vergleich und wie man das in Praxis auch anwenden könnte. Diese deutsche Abteilung an der Fakultät für Europastudien existiert seit 2004. Also es begann mit dem Master, dann hat sich als Bachelor dann etabliert und so weiter. Aber ab dem, wir haben natürlich die statistischen Zahlen. Am Anfang, es war ziemlich neu, also niemand wusste so richtig, worum es hier geht. Es waren so geben 25 Leute, die sich eingeschrieben haben. Dann nach zwei Jahren begann so ein Boom, in dem Sinne, dass so circa 60 Leute sich eingeschrieben haben. Das war ziemlich viel. Und ja, das ist alles ist in deutscher Sprache. Deswegen kommen halt weniger als für die rumänische Abteilung oder für, weiß ich nicht, englische manchmal. Und in den letzten drei Jahren, da hatten wir schon auch ein demografisches Problem. Also das kann man schon sehen. Vor einem Jahr, also diese Gruppe, die jetzt schreibt, also die waren schon in einer demografischen Tieflage. Das heißt, es haben sich überall weniger Studierende eingeschrieben. Sie waren im Jahr 24 eingeschrieben und blieben dann 20. Das heutige erste Jahrgang, also erstes Jahr hat 37 Studierende, also ich würde sagen, es war die Interesse vor in 2006, 2007 sehr groß, da hatten wir mehrere Studierende, da waren eher ein
eine Senkung der Studentenzahl. Und in den letzten 2 Jahren beginnen wir wieder nach oben zu gehen. Und vor allem deswegen, weil wir auch zwischenzeit unser Angebot vervielfältigt haben. Das heißt, wir haben auch noch ein Doppeldiplom-Möglichkeit mit unserer Partneruniversität von Magdeburg. Das heißt, das ist ein Stipendium von dem DAD, in dem die Studierenden bei uns 2 Jahre bei uns studieren, 1 Jahr in Magdeburg, oder die Magdeburger studieren halt 2 Jahre in Magdeburg, 1 Jahr bei uns, und am Ende bekommen sie 2 Diplome. Und das gilt natürlich auch für Bachelor- und auch für Masterbereich. Und das zieht schon viele Menschen an. Außerdem, wir versuchen immer gute Praktikumsplätze zu finden für die Leute, also richtig Arbeitserfahrung zu ermöglichen. Und ich denke, das zieht dann schon auch die Einheimischen, und neulich haben wir dann immer mehr internationale Menschen, die sich direkt von Deutschland oder von Holland oder so bei uns einschreiben. Wir fragten Sie über die Entwicklung der deutschsprachigen Abteilung der Fakultät für Europastudien und die Wichtigkeit der deutschen Sprache. Ich denke, es ist nicht so leicht, also richtig hier alles auf Deutsch zu studieren. Und viele vielleicht haben nicht genug Mut, also, oder vertrauen ihre Deutschkenntnisse nicht genug, um so für ein deutschsprachiges Studium sich einzuschreiben, zu bewerben. Manche, soweit ich weiß, von den deutschen Schulen, deutschen Gymnasien vielleicht direkt nach Ausland gehen zu studieren. Das ist auch eine Option. Deswegen versuchen wir auch wettbewerbsfähig zu sein und möglichst auch von Auslandmenschen hier anzuziehen, damit sie nicht so viele weggehen. Zweitens, ich denke, je nach Interesse. Also ich denke, im Generell, die deutsche Sprache hat seinen Statut nicht verloren während der letzten 10, 15 Jahre. Uns interessiert dann die Kontakte zu den Alumnis der Europastudien sowie die Informationen über die Arbeitsmöglichkeiten der Alumnis nach dem Abschluss ihres Studiums. Klar, wir haben unsere Alumnis, wir haben auf Facebook eher Kontakte, also auf alle möglichen Wege. Viele von denen arbeiten hier in Cluj, und also ich und auch meine Kollegen haben dann Empfehlungen gegeben. Wir haben dann wir wurden angerufen, über diese Menschen dann Beschreibungen, Empfehlungen zu geben. Das haben wir mit mehreren Firmen, auch beim Bombardier, mit Office Depot, mit allen möglichen größeren Firmen gemacht. Die sind schon gesucht, und sie kommen sehr gerne, wenn sie noch Fragen, Probleme haben. Ja klar, sie kommen dann immer zurück, dann brauchen sie Hilfe. Aber selbst wenn sie nicht Hilfe brauchen, in der letzten Zeit haben sie begonnen, ihre eigene Unterstützung anzubieten. Was ich sehr schön fand, zum Beispiel, wenn bestimmte Stellen in dem Arbeitsplatz freigegeben wurden, dann haben sie sich sofort an mir gewendet, dass ich an den aktuellen Studierenden diese Nachricht weiterleite, wer sich bewerben möchte. Timea Pop ist Studentin an der deutschen Abteilung der Fakultät für Geografie der Babesboja-Universität. Über die Präsenz und die Rolle der deutschen Sprache im Leben der Studenten berichtete sie. Es war eigentlich die Idee meiner Mutter, dass ich ein deutsches Kindergarten besuche, also ein deutschsprachiges Kindergarten. Danach habe ich die deutsche Schule, also das deutsche Lyzeum Johann Ettinger aus Dattmar besucht. Und ja, jetzt studiere ich halt dann auch auf Deutsch, weil es mir irgendwie einfacher fällt, in Deutsch studieren als in Rumänisch. Meiner Meinung nach ist es immer ein Vorteil, wenn man mehrere Sprachen kennt. Und wenn wir in Betracht nehmen, dass viele Jugendliche, die Fremdsprachen kennen, im Ausland ausgewandert sind oder im Ausland studieren, dann hat man schon einen Vorteil, wenn man in Rumänien die Sprache kennt. Simandan Codruța, Studentin im 2. Jahrgang an der Fakultät für Europastudien der Babesboja-Universität in Klausenburg, berichtete über ihre Wahl des Studiums. Ich studiere Deutsch seit meinem 3. Lebensjahr, seit dem Kindergarten also. Ich habe bei Johannes Honteros Lyzeum in Deutsch studiert, natürlich in Kronstadt. Und für mich war natürlich die Wahl der Fakultät ganz klar auf Deutsch weiterhin. Und ich wollte erstmal Deutschland natürlich. Aber letztendlich habe ich mich für Klausenburg entschieden, weil Klausenburg vor allem eine Studentenstadt ist, eine bekannte Studentenstadt, ganz tolle Fakultäten anbietet und auch auf Deutsch natürlich. Und Europastudien war für mich ganz klar, weil ich eine ganz überzeugte Europäerin bin. Deutsch habe ich gewählt, weil es meiner Meinung nach ist eine sehr wichtige Kultur ist und eine sehr wichtige Sprache, die man nicht vernachlässigen darf, vor allem weil man ja in Siebenbürgen ist. Und Siebenbürgen ist ja die deutsche Kultur ein sehr wichtiger Teil, eine Säule dieser Gesellschaft. 2014 feiert die Fakultät für Europastudien ihr 10-jähriges Jubiläum, zu dem bereits die Vorbereitungen laufen. Hierzu werden alle Alumnis eingeladen, mindestens an einem ganztägigen Programm teilzunehmen,
wobei es die Möglichkeit zum Austausch der ehemaligen, jetzigen und auch zukünftigen Studenten geben soll. Alături de noi se află în legătură directă via Zoom Beatrice Benedek, manager cultural IFA. Bine ai venit, Beatrice! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Câteva cuvinte pentru început despre tine. Cine ești, dar mai ales? De ce vorbești mai multe limbi? Mă gândesc aici, bineînțeles, la limba română, limba maghiară, germană, respectiv engleză. Ah, da, deci... Cum ați auzit și înainte, sunt Beatrice Benedek, sunt născută în Brașov și sunt o transilvaneancă foarte tipică, aș spune, pentru că am fost crescută și am crescut într-o cultură foarte diversă, foarte policromă. Și asta datorită faptului că tatăl meu este aparținând minorității maghiare din Transilvania și mama mea este româncă și s-au decis ca la vârsta de 3 ani să mă trimită la o grădiniță pe limba germană și de acolo a început toată aventura mea în diferitele culturi din Transilvania. Engleza a venit pe lângă pentru că e cam de la sine înțeles, aș zice. Da. De ce ai ales să studiezi la linia germană în cadrul Universității Babeș-Bolyai? Eu am terminat liceul Johannes Onterus din Brașov, care este între timp acum colegiu, și pentru mine încă din perioada liceului era destul de evident că o să doresc să-mi continui studiile pe limba germană. Deci nici nu mi-am pus întrebarea să merg pe o altă secție. Și îmi doream foarte tare să rămân în țară, deoarece știam încă de pe atunci că nivelul și calitatea secțiilor germane, mai ales la Babeș-Bolyai, erau destul și încă sunt foarte calitative și foarte înalte. Și evident mă atrăgea foarte tare ideea de Cluj, de oraș studențesc, de a trăi într-un oraș studențesc și așa am ajuns la Babeș-Bolyai și am studiat la studii europene și relații internaționale la linia germană. Care sunt posibilitățile care ți s-au arătat în carieră până acum pentru că ai studiat la linia germană în cadrul Universității Babeș-Bolyai? În primul rând aș vrea să menționez faptul că posibilitățile ți le creezi tu și prin oportunitățile pe care le primești evident și în timpul studiului individual. Datorită faptului că am studiat la studii europene și relații internaționale, am avut acces la o multitudine de instituții culturale în Cluj, unde am și făcut o mulțime de voluntariate și am fost mereu foarte interesată de partea aceasta culturală, care este, bineînțeles, pusă în legătură directă și cu identitatea mea și știam de pe atunci că doresc să lucrez în continuare în acest domeniu. Și în același timp am în continuare un interes foarte mare pentru teatru și pentru regie și am încercat cumva să le combin și de-a lungul anilor mi-a și reușit să lucrez la anumite teatre, atât în România cât și în Anglia. Și după aceea, acum, recent, mi s-a dat posibilitatea de a lucra ca manager cultural IFA la singurul teatru german din Ungaria. Am început acolo în septembrie și momentan cred că sunt în a șaptea lună de când am început. Într-adevăr, în timpul pandemiei e un pic mai greu, să zic, dar dacă n-aș fi avut cunoștințele dobândite din perioada respectivă, nu cred că aș fi unde sunt acum. De ce ai încuraja vorbitorii de limba germană să studieze la linia germană? Păi, în primul rând, cred că este de la sine înțeles că pe limba germană, de a învăța pe limba germană și a dobândi cunoștințele necesare la un nivel atât de avansat și atât de înalt, într-adevăr îți creează o posibilitate uriașă, mai ales în România. Și de când am terminat eu, observ faptul că foarte multe
foarte multe firme din străinătate angajează foarte mulți oameni care au cunoștințe în limba germană foarte avansate. Și evident, asta este în primul și în primul rând punctul cel mai important. Dar în al doilea rând, îți dă posibilitatea de a rămâne în țară și cred că ce mi se pare foarte interesant e că din ce în ce mai mulți tineri doresc să rămână în țară și doresc să facă ceva în țară și dacă nu sunt în țară, se gândesc să se reîntoarcă pentru că piața de desfacere în România, în Transilvania, în cel puțin pe limba germană, este foarte mare și este foarte avantajoasă. Și de asta cred că studiul pe limba germană nu numai că îți oferă ceva holistic, deoarece chiar este ce am învățat, prin ce am trecut eu ca student a fost ceva foarte holistic, foarte întreg, foarte complex, dar îți și dă posibilitatea de a lucra cu oameni foarte interesanți, foarte frumoși, atât pe interior cât și pe exterior, da? Dar, într-adevăr... Mulțumim frumos, Beatrice! Suntem într-o emisiune directă. Din păcate, nu ne permite timpul, deși o să revenim la proiecte organizate de către tine în cadrul IFA, deoarece ești manager cultural. Am văzut reacția ta, ai zâmbit. Continuăm cu un alt material la care tu ai fost prezentă în timpul studenției. Îți mulțumim, danke schön für das Interview! Mulțumesc, danke sehr! Universitatea Babeș-Bolyai organizează diferite proiecte diverse proiecte extracurriculare. Astfel, vă invităm să urmăriți un material realizat de colega noastră, Lavinia Dandoci. Das Projekt Diplomatie und Soft Skills Bildung anhand interdisziplinärer Methoden wurde konzipiert, um den teilnehmenden Studenten einen Einblick in die Theorie und Praxis der Diplomatie und des diplomatischen Alltags zu ermöglichen, da sie als zukünftige mögliche Diplomaten, Politikwissenschaftler, Unternehmensleiter, Politiker und andere neben den theoretischen Kenntnissen der Diplomatie diese auch praktisch anwenden können. So bei offiziellen Anlässen, Konferenzen, Veranstaltungen und anderen Angelegenheiten. Zu der Idee und dem Inhalt des Projektes Diplomatie und Softskills-Bildung anhand interdisziplinärer Methoden berichtet die Hauptveranstalterin Beatrice Benedek. Eben auch in diesem Titel kann man schon herausholen, die Tatsache, dass man halt mehr auf praktische Seiten arbeiten sollte, also die Theorie, die man halt im Studium erhält, sollte man auch in Praxis stellen. Wir bieten an einfach Trainings, die halt die Teilnehmer dazu anspornen, sich mehr in den Bereichen der Diplomatie einzulernen. Unsere Partner waren erstmals auch CEWI, Zentrum für Europawissenschaft und internationale Beziehungen, im Rahmen welcher dieses Projekt auch zustande gekommen ist. ITMRE, das ist die Initiative der Jugendlichen für die Modernisierung Rumäniens, die halt uns geholfen haben, auch den Prinzen Nicolae einzuladen. Der heutige Event hat sich mehr oder weniger um diesen großen Punkt gedreht, nämlich der Prinz Nicolae von Rumänien hat uns einen Besuch gemacht und ein paar Worte über Ethik und Rhetorik gesagt. Vorher, vor seinem kleinen Vortrag, hat Herr Dr. Marc Stegherr auch seinen kleinen Vortrag über Ethik und Rhetorik gehalten und außerdem einer der wichtigsten Partner dieses Projektes ist die Donauschwäbische Kulturstiftung, ohne welche wir finanziell dieses Projekt nicht zustande bringen konnten. Wir haben auch zig andere Partner und Sponsoren und wir bedanken uns für alle die Hilfe, die sie uns gegeben haben. Jetzt unsere nächsten Trainings werden auch sehr interessant sein. Es wird auf Etikette ein Kurs gehalten von Pamela Ratio von Fundacja Ratio für Demokratie, pentru Demokratie Turda. Am Donnerstag zum Beispiel werden wir ein Training haben auf Public Speaking, auf Lobby und so weiter. Und am Donnerstagabend haben wir dann unsere Abschlussfestivität, den Cocktailparty, wo alle unsere Partner eingeladen sind, in dem Turn Kreutoriler. Und dort wird ein Cocktailparty stattfinden. Zu seinen Eindrücken zum Workshop berichtet Lenard Benke.
Ich glaube, dass dieser Workshop etwas ganz Besonderes ist, weil man hier in einer intimen, familiären und freundlichen Atmosphäre sich weiterbildet und weil es natürlich auch für mich, der aus Budapest kommt, eine neue Erfahrung ist, die ich, glaube ich, nicht missen will. Ich finde, das Programm ist sehr, sehr umfassend organisiert. Wir haben wahnsinnig tolle Stationen hier, die wir in der Woche durchlaufen. Wir haben verschiedene Orte, die wir kennenlernen, nicht nur hier in Cluj, sondern eben auch in Bukarest und Hermannstadt. Und ich glaube, die große Idee dahinter ist immer, dass man über seinen eigenen Erfahrungshorizont hinaus wächst, dass man neue Menschen begegnet. Was ich hier im Rahmen des Workshops schon gemerkt habe, ist, dass es wichtig ist, eine große Idee zu verfolgen, dass man auch daran glaubt, dass man selber sich auf einer Leiter befindet. Ich glaube, meine Message, die ich allen Studenten auch mitgeben würde, ist, dass es einfach wichtig ist, aktiv zu sein, dass es wichtig ist, sich zu engagieren, entweder in solchen Formaten wie hier, dass man sozusagen in diesem Workshop zusammenkommt oder andere Möglichkeiten sucht, wie man sich aktiv engagieren kann, weil es immer wichtig ist, sozusagen die große Idee zu verfolgen und dann einfach ja, an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Einer der ersten Vortragenden bei der Eröffnung des Workshops war Dr. Marc Stegherr. Das Problem ist, dass Sie ja sich eigentlich sehr zurückhaltend äußern müssen, dass sie ständig auf politische Parteien, politische Dinge Rücksicht nehmen müssen. Also inwieweit kann man dann überhaupt eine ethische Frage stellen? Und ich habe gesagt, ich habe das an mehreren Beispielen gezeigt, dass auch eine Königin von England zum Beispiel, die ja im Prinzip eine Repräsentantin ist, die sehr vorsichtig argumentieren muss, dass die trotzdem einen guten Einfluss ausüben kann. Schon dadurch, dass sie sehr große Erfahrung hat, in den Jahrzehnten seit ihrer Krönung, sie ist 1952 Königin geworden und sie hat in all dieser Zeit sehr viele große Politiker, Päpste und so weiter erlebt, mit denen sie Kontakt hatte. Und aus diesem Reichtum an Erfahrung kann sie schöpfen. Ich habe auch andere Beispiele genannt, zum Beispiel der Thronfolger von England, der sich natürlich nicht so sehr zurückhalten muss und deswegen auch die Probleme etwas deutlicher ansprechen kann, aber er ist nicht Teil des politischen Systems. Er hat deswegen eine gewisse Freiheit. Er kann auch Projekte fördern durch seine Möglichkeiten, soziale Projekte. Ich bin ja hier auf der einen Seite als Dozent für politische Wissenschaften, aber in erster Linie als Repräsentant eines akademischen Netzwerkes. Das heißt NetPol, Netzwerk politische Kommunikation, und es ist ein Kooperationsprojekt mehrerer europäischer Universitäten. Cluj, Budapest, Berlin, Wien und so weiter. Und die Multikulturalität ist ein wesentliches Element, weil wir sagen, Südosteuropa, Mittelosteuropa, damit Europa zusammenwachsen kann, muss ein Austausch stattfinden, damit die einzelnen Nationen, Völker, Ethnien voneinander lernen können, damit Studenten von hier aus Cluj auch eingebunden werden in einen Diskurs, einen Dialog mit den anderen Studenten aus Budapest, aus Berlin, aus Wien. Also es ist ein wesentliches Element. Ich habe bis jetzt eigentlich im Grunde genommen nur positive Erfahrungen gemacht. Die Studenten hier sind sehr interessiert, sehr aufgeschlossen, teilweise extrem gut informiert. Und deswegen ist es eben gerade wichtig, dass sie integriert werden in den europaweiten Diskurs. Unser Interesse als Netzwerk. Ja. Vă invităm să urmăriți un material realizat de colega noastră, Andreea Ghiță, despre sărbătoarea Pesach, sărbătoare sfântă a evreilor, simbolizând eliberarea din robia egipteană și ieșirea din Egipt a fiilor lui Israel. Sunt Izabela Weibel, vă doresc o săptămână plăcută și vă așteptăm cu drag în fața ecranului săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Reamintesc că ne puteți vedea și pe portalul video al televiziunii române, tvrplus.ro, vă așteptăm și pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii. Sehen und wir sind la Tashro. La revedere! Sărbătoarea de Pesach, adică Paștele evreiesc, evocă exodul sau ieșirea din Egipt care, potrivit înțelepților, s-a petrecut acum 3 milenii și jumătate, în ziua 15-a lunii Nisan,
din anul 2248, după calendarul iudaic. Este sărbătoarea eliberării. Are și un sens istoric. Sărbătorim aniversarea ieșirii strămoșilor noștri din Egipt. Dar sărbătorim mai mult decât ieșirea unui neam, care suntem noi, din robie. Trebuie să ne întoarcem în acea perioadă. Împărțirea societății între stăpâni și sclavi era ceva considerat chiar sacru. Erau oameni născuți pentru a fi stăpâni și oameni născuți pentru a fi sclavi. Și aceasta a fost primul caz înregistrat în istorie în care această barieră a fost spartă. Și cei care au fost până acum sclavi au ieșit cu ajutorul Domnului să fie oameni liberi. Adică s-a schimbat aici un principiu. Sclavia nu e ceva etern. Din sclavie se poate ieși. Când a început această ieșire din robie? În cele 7 zile de Pesach. Și când a fost ieșirea propriu-zisă? Chiar în noaptea de Pesach. În prima noapte, la evrei, precum scrie și în Tora, și a fost seară și a fost dimineață, sau și a fost noapte și a fost zi, depinde de traducere, ziua începe de fapt cu noaptea. Prima zi începe în ceea ce se numește în ajun. Și atunci au fost cele mai mari miracole ale ieșirii din robia Egiptului. Și sărbătorirea ei este cu totul deosebită. Este cea mai festivă masă din timpul anului. O facem cu tot fastul posibil. Este un vechi obicei evreiesc să te porți cu modestie. Ceea ce ai vase de preț, nu te folosi de toate. Trăiește cu modestie. O noapte pe an, însă, ne arătăm tot ce avem și mai mult decât ce avem, chiar cu ostentație, o singură dată pe an, în noaptea de seder. Forfota din bucătărioară, mâinile pricepute și chipul surâzător al gospodinelor, bunătățile în curs de preparare, vestesc apropierea sărbătorii de Pesach. În fiecare an, obște evreiască din Petroșani se adună în jurul mesei de seder pentru a celebra împreună sărbătoarea eliberării din robia egipteană. Se citește Haggada de Pesach sau Cartea Ieșirii și se consumă alimente rituale. Pe fiecare farfurioară se așează câte un ou, în semnul vieții și fertilității. Rădăcina mare și o lingură de Hroises, o compoziție care amintește mortarul cu care zideau sclavii evrei clădirile faraonului. Evreii clujeni se reunesc în jurul mesei festive tradiționale. Este o seară de dialog între mezin și cel mai vârstnic comesean care conduce festivitatea. Ritualul se întemeiază pe încurajarea copiilor de a întreba și pe pregătirea adulților de a le da răspunsuri logice și competente. Care este poate cel mai important simbol al libertății? Dialogul. Dialogul în care cel mic întreabă, are datoria să asculte și cei mari răspund. Este o masă care începe cu o cupă de vin și după aceea se vorbește cel puțin o oră și jumătate, două, depinde de răbdarea mesenilor, flămânzi, dar înainte de a se așeza la masă, povestesc despre miracolele ieșirii din Egipt. Copiii întreabă, părinții răspund. Copiii au și ei datoria lor să asculte, ca să cunoască această valoare atât de importanță a libertății, să o cunoască
s-o resimtă și s-o simtă și s-o transmită generațiilor următoare. Și asta e cel mai important. Să lăsăm asupra copiilor o impresie cât mai puternică, pentru ca ei să dorească să transmită această impresie copiilor lor și astfel să perpetuăm în cadrul neamului valoarea libertății. Maniștana halaila aze micol halelot, șebăhol halelot, anu ohlim hamețu mața halaila aze culom mața. Maniștana întreabă copilul, prin ce se deosebește seara aceasta de toate celelalte? În seara aceasta mâncăm numai azimă, pentru că strămoșii noștri au fugit din fața faraonului, luând cu ei aluatul nedospit. Eliberarea din Egipt a fost, acum plecați, a fost și a fost mulți din aceia care nu au făcut față încercării și nu au avut curajul să plece și au rămas. Dar din respect față de cei care au avut curajul să lase, nu aveau atât de mult, dar să lase tot ce aveau în Egipt și să plece, să părăsească un loc care era departe de a fi bun, dar totuși un loc pe care îl cunoșteau, l-au părăsit în grabă fără a întreba unde vom merge, ce hrană vom avea în deșert. N-au pus întrebări, libertatea e mai de preț decât orice și au frământat repede pâinea, au copt-o repede și au plecat fără să știe încotro. În memoria acestui fapt, în fiecare an continuăm să mâncăm această pâine și numai această pâine. Adică în timpul celor 8 zile nu mâncăm niciun fel de aluat dospit. De fapt, e în el puțină făină, dar se ridică, e mare. E un semn al trufiei omului care se arată mai mult decât este. Timp de 8 zile mâncăm o pâine care este cât este. Atât a luat este, atât a vedem. Să ne obișnuim timp de 8 zile să ne arătăm cum suntem, să nu ne umflăm în pene. Și învățătura aceasta de 8 zile trebuie să ne rămână tot anul această învățătură, să nu ne arătăm mai presus decât suntem. Și căutăm în toată casa, în toate cotloanele, căutăm dacă a rămas cumva vreo firimitură de aluat dospit. Apoi le adunăm și le ardem. Și asta e o metaforă. O căutăm cu lumânarea prin cotloane. E o metaforă, așa trebuie să ne căutăm sufletul dacă avem vreun comportament, vreo însușire pe care încercăm să le ascundem de noi înșine, care nu e așa cum trebuie. Și să mergem pe căi mai bune. Mâncăm rădăcini amare pentru a nu uita de amărăciunea sclaviei. Și înmuiem bucatele în apă sărată ca să ne amintim de lacrimile robiei. În
seara aceasta, fiecare evreu șede rezemat ca oamenii liberi și nu chircit precum robii. Maniștana, vremea trece, copiii cresc, dar întrebarea milenară răsună an de an în seara de seder, unde istoria ieșirii se dea până cu toate miracolele săvârșite de Dumnezeu și faptele lui Moise, evocate de slovele Hagadei și cuvintele cântecelor. Alai,